Executivul a anunțat la începutul acestei săptămâni majorarea valorii tichetelor de masă la 35 de lei începând cu luna august și de 40 de lei de anul viitor. Reprezentanții guvernului, ai sindicatelor și patronatelor au agreat majorarea valorii tichetelor de masă începând cu 1 august 2023 la 35 de lei, iar începând cu 1 ianuarie 2024 la 40 de lei. În perioada imediat următoare vor fi aprobate la nivelul guvernului actele normative pentru aplicarea acestei decizii, a declarat ieri Marcel Ciolacu. Îmi doresc să începem de astăzi un dialog deschis cu sindicatele și patronatele asupra deciziilor importante pe care le vom lua în serios în perioada următoare. Guvernarea noastră este despre economie și reforme în beneficiul românilor. Este evident faptul că ne încadrăm în deficitul bugetar asumat de statul român pentru ca România să beneficieze de fondurile europene care îi vor asigura stabilitatea economică. Vom menține liniile stabilite prin bugetul de stat și vom îndeplini angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, important instrument de reforme și investiții pentru țara noastră. În același timp, așa cum ne-am angajat, vom veni în continuare cu măsuri pentru reducerea inflației, astfel încât să închidem acest an cu o rată a inflației cu o singură cifră, iar pentru anul viitor avem o viziune sustenabilă și predictibilă de susținerea economiei și de creșterea nivelului de trai. Sunt teme extrem de importante asupra cărora ne vom consulta permanent cu partenerii sociali, a declarat premierul Marcel Ciolacu, relatează Mediafax.ro.